Bine v-am regăsit într-o nouă ediție Între noi mamele. Suntem din nou împreună pentru a dezbate un alt subiect care poate da bătăi de cap, poate crea neliniște atât pentru copil cât și pentru părinți. Și pentru a înțelege despre ce vorbesc, iată care este mesajul trimis de o mămică. Am doi copilași mici. Unul are 2, iar celălalt 5 ani. Vă spun sincer că de la nașterea celui mare nu mai știu ce înseamnă o noapte întreagă de somn. Mai rău este că sunt aproape sigură că eu greșesc undeva, că nu reușesc să mă organizez cum ar trebui și să le creez amândurora o rutină de somn. În programul nostru este haos. Cred că și din cauza aceasta sunt foarte agitați, iar acest lucru creează o stare de tensiune și între mine și soțul meu. Ajutați-mă, vă rog, cu câteva sfaturi, câteva metode care au dat rezultate în organizarea timpului și crearea unei rutine de somn. Discutăm astăzi așadar despre programul de somn al copiilor, însă vă invit să aflați cine sunt mămicile care se află astăzi alături de mine. Mioara Mihai lucrează cu și pentru copii. Are o fetiță a cărei venire pe lume a fost mult așteptată. Mimi adună într-un jurnal zilnic toate bucuriile vieții de mamă, dar și incertitudinile și provocările cu care se confruntă. Se află în căutarea echilibrului, privind cu recunoștință către Dumnezeu pentru familia ei și pentru toate darurile pe care le primește în fiecare zi. Penina Cirț, de profesie jurnalist. Este mama a 2 copii, David, Lucas și Amalia, Sara. O perioadă dificilă a fost în pandemie, când nu a putut să iasă cu copiii afară din cauza restricțiilor impuse. Amalia abia învățase să meargă. David era un preșcolar energic și foarte jucăuș. Însă toate provocările le-au trecut cu bine și astăzi se bucură de 2 copii minunați, care în ciuda diferențelor de vârstă se joacă împreună și chiar se unesc în năzbâti. Pentru ea și copiii ei, momentele petrecute împreună sunt cele mai valoroase, pentru că astfel creează amintiri care nu se vor uita niciodată. Mimi, Penina, bine ați revenit! Mulțumim, astăzi sper să nu adormiți, cel puțin, pe parcursul emisiunii. Poate că sunteți obosite sau nu. Aștept să aflu de la voi care este experiența voastră în ceea ce privește somnul copiilor. Cu mare drag v-am povesti. Cum stați la capitolul ăsta? Când... Sunteți suficient de odihnite sau... Sunt provocări când există un copil, iar provocările se dublează când există 2 copii. Și vom vorbi despre asta. Cum e, Mimi, experiența somnului? A fost destul de bună până la apariția copilului. S-a schimbat dramatic în prima perioadă de viața ei. Lipsa somnului transformă un om într-un mod în care nu... mi-aș imagina până atunci, deși citise, mă informase, vezi că o să fiu obosită, nu o să prea poți dormi, da, rezolvăm. Știi, se pare că ce n-am mai stat eu nedormită nicio noapte, știu cum e, cum funcționez, recuperez a doua zi, a treia zi. Dacă poți recupera. Da, dar asta se întâmplă când ai pierdut o noapte, nu când ai pierdut și pierzi ani de nopți. Și oboseala se acumulează și abia atunci intervine ceea ce tu spuneai, acea transformare a mămicilor. Te-am întrerupt. Nicio problemă. La un moment dat lucrurile încep să se regleze, să se mai liniștească pe măsură ce copilul crește și cred că depinde de la mamă la mamă, de la copil la copil. Sunt unii copii care... poate au un somn mai lung pe timpul nopții și reușesc să lege mai multe ore, alții care se trezesc foarte des. Probabil că depinde de modul în care ei sunt hrăniți în prima perioadă a vieții și... Sunt unii care se trezesc și stau și gânguresc în pătuți liniștiți, sunt alții care sunt foarte agitați și plâng foarte mult.
Și pe lângă oboseală intervine și starea aceasta de agitație, că nu știi cum să-l potolești. Dar ajungi la un moment dat să, după ce mai crește, să dormi din nou, nu ca înainte, pentru că probabil nu o să fie niciodată exact ca înainte de a avea copii, dar... Ba să știi că da, da? Uite, te încurajezi. Fetița mea are 4 ani și jumătate acum, așa că cei cu copii mai mari îmi dau speranțe. Sunt speranțe, să știi. Da. În cazul meu, având 2 copii, pe David am întâmpinat cu el anumite provocări, la Amalia am întâmpinat alte provocări. Adică, în momentul în care a venit pe lume Amalia, am crezut, o, avem experiență, știm ce trebuie să facem. Nici pe departe, copii total diferiți. Cu David am avut probleme cu somnul până la vârsta de 3 luni, cred că am mai spus într-o emisiune, el a avut colici și nu se putea odihni, însă după această vârstă, i-au trecut problemele și atunci a dormit foarte bine. Imaginați-vă că noi când el avea 8 luni, am putut să-l lăsăm în cămeruță și mergeam în momentul în care auzeam că dorește să mănânce, mânca la o oră fixă și până dimineața dormea liniștit. La Amalia n-am avut probleme cu colicele, dar se trezea des, fiind alăptată la sân, se trezea mai des. Și atunci am simțit mai mult nevoia somnului în cazul Amaliei decât la David. Și ea este mult mai conectată, adică mult mai legată de mine decât David. Dar lui David i-a fost mai ușor să doarmă singur în cameră. Nu că am fi impus noi asta. O să vorbim dacă este la momentul potrivit. Cred că am mai spus și în alte emisiuni, n-am avut experiențe negative în ceea ce privește somnul. Primul copil de la 2 săptămâni și jumătate a dormit toată noaptea, toată noaptea însemnând de la ora 10 până la 7 dimineața, lucru care m-a făcut să sun pediatru și să întreb dacă este ceva în neregulă cu... Da, stătea foarte multe ore nemâncat și știam că bebelușul mic, nou născut, trebuie să mănânce din 3 în 3 ore. Mi-a spus, nu atâta timp cât ia în greutate și mănâncă bine în rest, lasă copilul să se liniștească, să doarmă liniștit. Cu celălalt băiețel, lucrurile au fost puțin diferite, asta pentru că el abia pe la 2 luni și jumătate a început să doarmă toată noaptea. Dar la fel, foarte devreme și tot așa o perioadă lungă de timp și când se trezea, dacă se trezea, era foarte liniștit și putea să stea bine mersi singur el fără să trebuiască să-l iei din pătuț. Așa că nu vă pot împărtăși experiențe negative în ceea ce privește somnul, ci doar unele pozitive, însă eu sunt convinsă că ăsta a fost un dar de la Dumnezeu pentru mine, asta pentru că eu reacționez foarte tare la oboseală și sunt foarte prietenă cu somnul. Da, adică pentru mine somnul este foarte important și asta am luat-o clar ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă toate experimentăm perioada de dinainte de a dormi copilul. Și cât de greu v-a fost sau vă este încă să îi potoliți seara sau în timpul zilei și ce rutină ați dezvoltat pentru a dormi mai ușor? Ce ați experimentat și ce a funcționat? Să încep eu. În cazul lui David, până să vină pe lume Amalia, deci între ei sunt 6 ani diferență, am observat că în momentul în care începem să-i spunem, uite, ne pregătim de somn, facem băița caldă, bineînțeles, mâncăm înainte, facem băița, ne spălăm pe dinți și după aceea citim povestea de seară și după povestea de seară urmează a doua poveste de seară și după a doua poveste de seară, a treia poveste de seară și uite așa facem toată cartea. Și David nu adoarme și mai citim și iar. Și adoarme mama. Și da, de nu știu câte ori și îmi spune să vină tata, că tata e mai rezistent. Îți adorm repede. Însă, după ce stingem becul și stingeam până să vină Amalia pe lume, în momentul acela suntem amândoi în pat, David doarme singur de la 8 luni, însă până adoarme, unul dintre părinți stă cu el și se conectează, îl mângâie, îl alintă. Și David
face asta până în prezent cu noi. Dacă eu o adorm în prezent pe Amalia, Daniel îl adorme pe David după ce au citit împreună ceva, este același ritual. Aseară, pentru că era ora 10 și e în vacanță acum și depășește ora de somn, dar era ora 10 și a spus soțul, uite, nu mai pot, sunt foarte obosit, eu trebuie să mă culc. A venit și m-a căutat prin toată casa, mai poți să mă alinți tu, că nu pot să adorm. Și zice, David, nici eu nu pot de data asta. Încearcă și-a luat o carte și a început să o răsfoiască, a mai citit cu veioza și așa, adorme greu când nu este cineva lângă el. Asta a fost rutina la David, pe care am aplicat-o natural și pe care el o iubește și în ziua de azi. Chiar ne gândim când s-o căsători. Asta voiam să te întreb. Cât aveți de gând să... Cât este nevoie și cât timp cât ne va da el voie să facem asta? Încă puțin. Eu consider că asta e o binecuvântare. Încă să mai poți să-ți mângâi copilul, să te lase să-l pupi și să-l alinți. Pentru că iar dacă vine nu vor interveni interdicții din partea lui, așa exact. Cum spuneai, trebuie să faceți un manual de instrucțiuni pentru viitoarea soție. Vom da toate detaliile necesare. În cazul Amaliei, se adoptă aceleași, deci eu în camera Amaliei, soțul în camera lui David sau invers. Și la Amalia, dacă David citea o carte, Amalia citește două, trei. Și dacă nu-i convine și mai aduce aminte de o poveste pe care eu o povestesc, stingem becul, ne rugăm și își mai aduce aminte că n-am povestit sau n-am găsit obiectul X. Aprindem lumina și găsim obiectul. Deci atunci este nevoie de foarte multă răbdare, de foarte multă aplecare și înțelegere pentru copil. Pentru că degeaba te agiți înainte de somn, nu rezolvi absolut nimic. Într-un final, adorme. Să nu-i vină ideea lui David să-i spună ceva, să vină într-o cameră înaltă, atunci e provocarea cea mai mare. Cum să-i liniștești, să nu mai sară în pat. Și cum să închei poveștile. Și poveștile, da, da, da. La ce-a noi, funcționat în cazul vostru? Pe măsură ce ea a crescut, am avut diferite etape diferite ritualuri pentru somn. În prima partea vieții ei, în primul an, adormea la sân, foarte simplu, fără bătaie de cap. Apropo de dormit singur în altă cameră, am zis la început, vrem să o ținem aproape de noi, să auzim, să știm că este totul în regulă. Și am avut un pătuț cam la 2 metri de pat. Doar că mi-am dat seama că e greu pentru mine și stătea mult la sân, trebuia să o pun pe mine, o lasom, mi-era teamă la un moment dat că o să o scap din brațe, că o să adorm cu ea în brațe și că ce fac, scap copilul pe jos și am mutat-o cu noi și de atunci s-au liniștit și s-au simplificat lucrurile în ceea ce privește și somnul ei și somnul meu, pentru că mi-era foarte simplu și era mai puțin riscant. Pentru noi asta a funcționat. Și a rămas cu voi? A rămas cu noi, la un moment dat n-am mai încăput, așa că am adus un divan alături, am umplut camera de suprafețe de dormit și i-a rămas cu mine, soțul s-a mutat alături, apoi ea a mai crescut, a spus că vrea să facem schimb și atunci ea s-a mutat acolo și ușor, ușor, pe măsură ce crește și ea se desprinde, se face această separare în momentul în care cere ea, pentru că așa am considerat noi că este mai ok ca să se simtă în siguranță și pentru noi a funcționat asta fără nicio problemă. Suntem diferiți. Excelent. Nu, dar stai puțin, că și la mine în momentul de față e cam același lucru. Pentru că la David a fost natural să doarmă singur. Odată ce a fost adormit, el dormea singur fără niciun fel de problemă în camera lui. La Maria e total diferit. Adică eu rămân în cameră cu ea. Dormea în pătuțul ei, acum doarme cu mine în pat, pentru că ea tot așa a fost mult alăptată, mult timp, și asta zic, 2 ani jumate, aproape 3 ani, și mi-era mai simplu așa, dar în prezent aceeași situație. Dacă nu mă simte lângă ea, mă caută prin casă, ceea ce înseamnă că deocamdată dorm cu Amalia eu.
Hai să vă prezint și o situație total opusă. Te rog. Tocmai pentru că au dormit, dormeau toată noaptea de foarte mititei, îi puneam în pătuțul lor și eu am ținut foarte mult la lucrul ăsta, să chiar dacă îi aveam lângă mine, îi alăptam, după ce terminau de mâncat, îi puneam în pătuț chiar cu riscul de a se trezi și de a mai sta puțin până adorm, dar voiam să simtă că ăla este spațiul în care trebuie să doarmă. Și creasem rutina aceasta cu băița de seară, ei știau că cumva s-a creat așa un obicei, băița de seară caldă, și lor le deja îi băgam starea asta de somn, îi alăptam, îi puneam în pătuț, uneori se mai uitau un pic, ei dădeau să doarmă cât erau la sân, dar apoi se trezeau, se mai uitau un pic în jur și adormeau. Și mai mult decât atât, n-au fost deloc învățați să doarmă alături de noi. Și uite cum avea cel mic, cred că un an, sau chiar mai mult de un an, când am plecat de acasă și am fost într-un loc în care trebuia să doarmă cu noi în pat. Și el, neobișnuit să doarmă cu noi în pat, se uita cu niște ochi întrebători la noi. Dar când plecați de aici, deci s-a ridicat în șezut și s-a uitat în stânga la mine, în dreapta la tati și parcă ne ruga să-l lăsăm și pe el să doarmă. Deci nu au fost învățați și nici în ziua de astăzi fiecare știe foarte bine locul, ne jucăm la noi în dormitor, în camerele lor, dar când e ora de culcare, fiecare în pătuțul lui, în camere separate și copiii, și ei știu că locul mamii este în pat cu tati. Da. Și invadează cumva spațiul ăsta. Dar depinde de familie. Categoric. Dacă unor familii, cum să zic, le place să doarmă împreună, în același pat, zicea la Luca Matescu, noi am dormit cu fetele în același pat până au crescut. Dar noi a funcționat asta tocmai pentru că ei au dormit foarte bine noaptea. Deci depinde foarte mult cum funcționează. Dacă, și de reguli și de valorile respective și cum se conectează. Deci până la urmă nu este ceva bătut în cuie. Exact, universal. Bătut în cuie. Privind așa în urmă, ați identificat poate și unele greșeli pe care le-ați făcut la un moment dat în crearea acestei rutine de somn, lucruri pe care nu le-ați mai repetat dacă ați mai trece pe acolo? Și mă uit aici peste la Mimi. Eu confrunt cu anumite greșeli. De exemplu, dacă eu nu sunt lângă ea să adorm și se ocupă soțul de aspectul ăsta, cu el adorme mult mai ușor. Pentru că eu sunt mai agitată la momentul acela, mă gândesc, aolo, trebuie să adorm mai repede, că eu trebuie să mă întorc la bucătărie să mai rezolv niște lucruri sau mai am de pregătit pentru a doua zi niște lucruri care îmi stau pe creier. Soțul, în schimb, are o altă modalitate abordare. De a vedea lucrurile, o altă abordare. A încheiat tot ce a avut pe ziua respectivă, acum dormim, ne liniștim și lucrurile se întâmplă în tocmai. Pentru că îi transmitem sentimentele noastre și amestecul ăsta de trăiri și frământarea asta se lipsește foarte ușor. Pe de altă parte, tensiuni, dacă au fost momente tensionate în apropierea orei de culcare, iarăși își lasă amprenta, sau poate timpul petrecut în fața unui ecran, eram toți obosiți și hai să ne uităm puțin la ceva, păi automat creierul nu e pregătit să încheie ziua și să e încă aprins acolo și pe poziții. Ce am observat, acum aș echilibra puțin și cu ce a funcționat, nu doar cu ce am greșit. În momentul în care petrece timp în aer liber și face multă mișcare, e și oboseala asta fizică și somnul se instalează mult mai ușor. Apoi, ce povestea și pe Nina despre ritualul masă, baie, citit. La noi, dacă sunt seri în care zicem ne-am jucat înainte de baie, acum nu mai avem timp de citit, că deja este ora de somn, se lasă cu proteste. Da. Măcar două pagini. Zic, bine, nu măcar patru.
uite cartea asta că e scurtă. Bine, dar până la capse. Avem o regulă, dacă e foarte, foarte târziu, citim doar până la capse, la capsele. Bine că ai pus limite. Da, ea tot vrea, mai și David de la fel. Eu am identificat mai multe greșeli cu care mă confrunt acum. David este în creștere. Odată ce vine de la basket, după efort fizic, mănâncă la 6 și un pic și face baie tot, ne pregătim de culcare. Mami, mai vreau ceva să mănânc, că mi-e foame. Și la apucă foame. Trebuie să îi dau să mănânce, deși sunt conștientă că nu este ok să îi dau înainte de culcare, însă deja simt că s-a făcut un obicei din asta, pe care Amalia îl copiază. Îl vede pe David, a, mai adum și mie ceva, uns pe pâine și un pic de lăptic, și așa se prelungește toată rutina de culcare. Pe de altă parte, în momentul în care ei poate nu au reușit să se joace în cursul zilei, îi apucă o joacă seara, și pe David și pe Amalia, dar inclusiv pe Daniel. El este Ion Creangă când vine, se joacă foarte mult cu ei și în momentul în care se joacă mult au adrenalina respectivă și întârzie tot procesul, gata, acum ne liniștim până fiecare. Numai că întârzie, dar ei sunt și surescitați, exact, așa, exact, și da, foarte, foarte greu, da, asta am observat, da, și eu de, da, când erau încă micuți, deși scopul era unul nobil, bun, și acela, da, de a se juca, da, tăticul, da, cu băieții, și știi cum sunt, exact, mai ales, exact, băieții să se mai lupte, da, să se, da, așa. Da, da, da. Să știi că nu numai băieții. Amalia depășește orice. Eu doar asta am experimentat. Amalia, am zis că îl întrece pe David. Dar intrau într-o stare așa de, da, tensiune, da, și de surescitare care nu îi mai lăsa să se liniștească foarte mult. Și spuneai tu de ecran. Ai mei sunt destul de mărișori și acum observ că statul în fața unui ecran înainte de culcare, deși spun că nu... mă rog, nu se joacă sau doar urmăresc, eu știu ce, clipule sau așa. Da, da. Totuși sunt, când îl închid, sunt mai nervoși și nu, efectiv, nu se liniștesc atât de ușor ca în alte ocazii în care stăm poate și bem un ceai sau, exact, discutăm ceva. Aici am citit, este recomandat cel puțin o oră înainte de a fi ora de somn să închidem. Nici nu numai la copii, exact, asta voiam să zic. Și pentru adulții se recomandă același lucru. Cred că i-am oferit mămicii câteva sfaturi și câteva lucruri care în dreptul nostru au dat rezultate. Iată că am avut experiențe diferite și... am avut ce să învățăm una de la cealaltă. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea de mulțumesc astăzi. Vă aștept cu mare, mare drag să dezbatem și alte subiecte transmise de ascultătoarele și telespectatoarele noastre. Mulțumim și noi pentru prezență. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați că dacă vreți să urmăriți emisiuni din trecut, le găsiți în arhiva site-ului speranța.tv.ro sau pe canalul de YouTube Speranța TV. De asemenea, întrebări sau dacă aveți propuneri pentru ceea ce vă doriți să dezbatem în emisiune, puteți să le trimiteți pe adresa de e-mail intrenoimamele@speranța.tv.ro. Importanța somnului în dezvoltarea copiilor este, fără doar și poate, esențială. Un somn odihnitor, la ore regulate, îi ajută pe micii oameni în formare să-și dezvolte simțul atenției, puterea de concentrare, puterea de învățare și capacitatea de memorare. Dacă ne dorim să ajungem la un program regulat de somn, cred că termenul cheie și aici este consecvența. Cu cât ești mai consecvent cu copilul tău în ceea ce faci și în ceea ce spui, cu atât mesajele pe care le transmiți sunt mai clare și mai ușor de urmat. Dacă întâmpinați însă dificultăți în a găsi soluții pentru o problemă de somn a copilului, nu ezitați să vă adresați și medicului pediatru. Sunt Ana Maria Sandu, până data viitoare, numai bine!